cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, da, Mesagerul de Neam și Știri din Neamț pe Facebook. Astăzi o emisiune pe care i-am dat un titlu, o săptămână nebună, nebună, nebună. O săptămână dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat de vinerea trecută până astăzi. Pentru că sunt foarte multe lucruri care aparent nu sunt importante, dar ele marchează o săptămână care pleacă indiscutabil de la ședința Consiliului Județean de săptămâna trecută, de vineri, dacă nu mă înșel, prin care s-a schimbat polul de putere în Consiliul Județean. Deci, ce se întâmplă în momentul acesta? Sunt câteva întrebări care se pun. Ce se întâmplă în momentul ăsta în PSD, Neamț? Ce se întâmplă în momentul acesta în Consiliul Județean Neamț? Și ce se întâmplă în momentul acesta în raporturile dintre partide în județ? Plus că avem un milion de probleme la Piatra Neamț generate de coridoarele de mobilitate și investițiile din oraș, deasupra cărora vom reveni pe parcursul acestei emisiuni nu foarte lungi. Deci, să începem cu prima chestiune. PSD-ul după Arsene. PSD-ul după Arsene, aparent, este un partid stabil, unit, care are un lider, Daniel Harpa, care știe exact ce vrea. Dacă vă mai aduceți aminte conferința de presă de săptămâna trecută cu acea fotografie în care apăreau la mijloc Harpa și înconjurat de parlamentarii PSD, inclusiv domnul Răzvan Cuc, revenit la cuibul său parlamentar din Neamț, șefa inspectoratului, prefectul, plus domnul Brașoveanu, care la momentul ăla era cel mai proaspăt șomer din Neamț. În momentul ăsta nu știm dacă este reangajat, că nu s-a obosit nimeni să spună oficial lucrul ăsta. Deci, PSD-ul este clar PSD Neamț, o organizație în care unii au scăpat de griji, alții își fac speranțe că vor prinde noi funcții și îl avem pe Daniel Harpa, care în momentul ăsta, cel puțin în proporție de un 90-95%, poate să ia hotărârile singur sau, mă rog, să influențeze aceste hotărâri prin discuții cu ceilalți care sunt în conducere. Clar, niciunul dintre ceilalți nu-și dorește și nu vrea conducerea partidului, pentru că e greu să vii după Arsene și să încerci să schimbi mare lucru. Stilul lui Arsene, autoritar, care nu admitea contraziceri, care dorea întotdeauna să facă cum vrea el, care îl ținea pe ușă, la ușa Consiliului și a partidului pe primarul de la Bicaschei, care a trădat și s-a dus la PNL, de exemplu, sau pe Mărculeț de la Timișești. Stilul ăsta nu îl prinde pe Harpa, cel puțin nu îl prinde acum. Să vedem dacă în timp va ajunge să-l prindă. Se vor întâmpla lucruri în PSD, indiferent ce ar spune unii, nu, domne, nu sunt probleme, mergem înainte, uniți, nu, se vor întâmpla lucruri. Și lucrurile astea se vor întâmpla pe măsură ce anumite persoane își vor revendica promisiunile făcute de Ionel Arsene pe parcurs. Dacă nu cumva
a lăsat un testament la partid, cine, ce și cum să facă. Consiliul Județean, condus acum de Iona Saftei, este pentru PSD, indiferent ce se spune, și apar tot felul de declarații, apropo, declarațiile astea pe care le dă PSD-ul în momentul ăsta și declarațiile care vin dinspre zona Saftei, sunt așa niște declarații politico-intelectuale, că îți vine câteodată să zâmbești, să te întrebi cine este autorul acestor declarații pretențioase, cu cuvinte alese cu foarte mare grijă, care vorbesc despre progres, dezvoltare, etc., dar în realitate nu spun nimic. Deci, indiferent de declarațiile care spun, domne, că Consiliul nu este pierdut de PSD, n-ai ce face, realitatea te contrazice. Consiliul Județean Neamț este condus în momentul acesta de un ALDE, un om de la ALDE, că el este PSD-ist în străfundurile ființei sale, este altă poveste. Dar el nu este nici PSD-ist, nici social-liberal. Nu este, el este un om care și-a ales în viață drumul de a fi activist. A fost activist pe timpul comunismului, este activist și acum și a crescut cu încăpățânare, din funcție în funcție, până a ajuns unde și-a dorit acum. Domnul Asaftei este clar un personaj interesant în felul lui, dar va avea o misiune extrem de dificilă, pentru că încep să apară scadențele. Scadențe pe care nu le poate controla foarte ușor. Cu bani foarte mulți, cu proiecte eșuate, cu proiecte care bat la ușă. Este clar, dacă te uiți acum, că avem un președinte ALDE, un vicepreședinte PMP și un vicepreședinte de la PSD. Nu PSD-ul conduce. Știm cu toții că cel în mâna căruia este PIX-ul, ordonatorul principal de credite, conduce. Vor exista mai devreme sau mai curând discuții. Unii își vor revendica anumite drepturi câștigate în epoca Arsene, alții vor dori să vină și la masa Consiliului Județean, și vor începe discuțiile și trasul la joale. Va începe trasul la joale. O să fie foarte distractiv și vă spun eu, toate declarațiile astea a Saftei nu schimbă nimic. PSD-ul o conduce județul, chiar dacă a Saftei de la ALDE, nu au acoperire în realitate 100%. O să spuneți, domnule, vine Asafte și schimbă niște lucruri în Consiliul Județean. Da, s-au schimbat niște lucruri. Se poate intra mai ușor în Consiliul Județean. Au mai transpirat informații din Consiliul Județean, puține. Acum ți se spune cam așa, mai lăsați-ne o săptămână să ne revenim. Mai lăsați-ne o săptămână să ne informăm. Păi ce să te informezi, tovarășe? Că ai fost acolo. Știi, toate datele sunt în Consiliu. Ce să te informez? Să înțeleg că vicepreședinții Consiliului Județean nu erau informați cu nimic despre ce se întâmplă în instituție, despre proiecte, despre alte asemenea lucruri pe timpul lui Arsene? Arsene fiind plecat și tu având drept de semnătură? Deci aici este o mică șmechereală tipică. Hai să mai amânăm cât mai putem amâna. În realitate, nu se schimbă mare lucru în Consiliul Județean acum, pentru că, la nivel de consilieri, cu excepția lui Vasile Vișan, care pleacă din motive, mă rog, și a unei
fete de prin Târgu Neamț, consilierii lui Arsene rămân. Și sunt preluați. Cel puțin din informațiile neoficiale pe care le avem până acum. Toată armata aceea de oameni aduși în Consiliul Județean doar pe meritocrație de partid va fi de neatins, pentru că ei în timp au avut grijă, cu ajutorul celor care fac legea în Consiliul Județean, să-și asigure posturi de funcționar. Încet, încet. Au venit consilieri, pe urmă funcționari, a venit cu Tărescu de la Târgu Neamț, că e fata consilierului lui Arsene și a ajuns pe funcție mare și ea taie și spânzură în tot ce înseamnă evenimente și culmea culmilor, ci că se face o procedură. Este chemat cel care a câștigat. Știi, uite care e treaba, te rog frumos, renunți pentru că eu am pe altcineva. Cum mai pe altcineva? Că e o procedură... Da, și ce dacă? Eu am hotărât așa. De ce? Pentru că e fata cuiva care este consilierul lui Arsene. Și își permite. Și poate. Pentru că e din Târgu Neamț și își permite și poate. Deci nu se schimbă mare lucru, pentru că armata care executa este acolo. Se schimbă doar șeful. Și țineți minte ce vă spun, Iona Saftei vrea să fie șef. Se mai duce el să ia lumină la Târgu Neamț, se mai duce să ia lumină la București, se mai duce să ia lumină și în altă parte, dar el își va urmări propriul interes. Dacă interesul lui va fi ca peste 2 ani să forțeze o candidatură undeva, și îl va îndeplini, îl va urmări fără niciun fel de jenă. Pentru că el este un, cum spuneam, un animal politic, pentru că și înainte de 89 se făcea politică și tot timpul a știut să-și urmărească țelul. Amintiți-vă episodul în care cineva i-a depus demisia lui Madame Cojocaru, care la vremea aceea era Ciupotaru, care era vicepreședintele Consiliului Județean. Toată lumea spune că demisia i-a depus-o actualul președinte, care o avea pentru că democrație adevărată, în momentul în care s-au împărțit funcțiile de vicepreședinți, doamna Ciupotaru ar fi fost, Ciupotaru, obligată să scrie demisia, pentru că ea trebuia să stea o anumită perioadă de timp, urmată să fie înlocuită de Asaftei, pentru că atunci Arsene trebuie să facă jocuri. Deci, în momentul în care el se simte călcat pe interes, va ști să reacționeze, indiferent de poziția PSD-ului. O să spuneți, o, că îl schimbă, cam greuț. Da, mă rog, vedem. Să-l lăsăm pe Arsene, să lăsăm PSD-ul, să lăsăm Consiliul Județean, pentru că nu e așa, a cerut termen de grație de o săptămână și ceva, să pună la punct cu lucrurile și să ajungem la un alt subiect care ne interesează acum pe cei din Piatra Neamț, în primul rând, dar cei care tranzitează județul. O să vorbim despre poduri. Putem vorbi despre poduri pornind de la Lusca până la Piatra Neamț, dacă doriți. Podul de la Lusca a căzut singur. La Piatra Neamț se chinuie să elibereze o autorizație de demolare pentru un pod care aparent ar mai fi putut sta în picioare o perioadă de timp. Dar este absolut logic și numai unii, mă rog, interesați politic, ca să nu spun altfel, pot să spună, băi, de ce îl repari? Pentru că s-au găsit niște fonduri să-l repare, să-l refacă nou. Dar de aici până la a avea tot ce-ți trebuie ca să-l dai jos să faci altul și tu să nu fii capabil instituție să ai autorizație de demolare la 9 luni de zile după ce ai început lucrările, este inadmisibil. Incompetenții din Consiliul Județean care au aprobat
să se reia circulația pe podul de la Luțca, care s-a prăbușit, sunt la fel de incompetenți ca cei din primărie care au dat drumul la un proiect fără să aibă o autorizație de demolare a unui pod prins în proiect, cea mai importantă și scumpă parte a proiectului. Deci nu există diferență în incompetență în cazul ăsta. Încercarea domnului primar de a scuza pe cei din subordinea domniei sale, că vezi, doamne, că-s puțini. Vezi, doamne, asta este o chestie de gâgă, de abecetar. Ai un proiect la care se lucrează de ani de zile și niște funcționari. Nu știu, domne, care-i treaba cu podurile din oraș. Nimeni nu spune să-i omori. Nimeni nu spune să-i dai afară, deși unul dintre ei sigur merită dat afară. Unul a plecat el să construiască nu știu ce prin țări arabe. Dar nivelul de incompetență, repet, este același între Consiliul Județean și Primărie. Vorbesc la nivel de funcționărime care responsabilă pentru... Ei au fost de acord, da, domne, circulați pe podul de la Lusca, că ne-a garantat președintele Arsene că va fi nu știu câți ani în picioare. Aici, domne, e incredibil. Bun. Asta va genera, într-adevăr, multe probleme. Deci demolarea podului va genera multe probleme. Și revin cu o informație extrem de importantă care merită rostogolită peste tot. Deci, de mâine, dacă am înțeles bine, haideți să mă mai uit odată să văd, să nu greșesc. Deci, de mâine se închide, sau de astăzi se închide circulația pe pod. Ia să vedem exact, ca să nu greșim. Începând de pe 24 martie, de la ora 22, adică din noaptea aceasta, circulația va fi închisă, încep lucrările pregătitoare pentru demolarea podului, care încă nu are autorizație de demolare. Dar e important că trebuie să faci organizarea de șantier. În Mesagerul de Neamț vedeți știrea și care ar fi rutele ocolitoare pregătite de Onor, Comisia Rutieră din Piatra Neamț. Am vrut să spun lucrurile astea apropo de nivelul de competență al funcționarilor dintr-o parte și în alta, pentru că toți acești funcționari beneficiază de ani de zile de ceea ce se numesc vouchere de vacanță. De ce beneficiază de vouchere de vacanță acești funcționari? Pentru că ei, mă scuzați, dar am greșit ceva și trebuie să rezolv, pentru că ei se presupune că sunt niște oameni care își fac treaba cu foarte multă atenție, într-un stres continuu, ceea ce poate fi adevărat. Așa? Și au nevoie să le dea statul niște bănuți, în plus față de salariile pe care le iau, ca să ducă să destindă în vacanță. Nu sunt foarte mulți bani, dacă mă întrebați pe mine, 1450 de lei, dar sunt. Deci, li s-a creat un privilegiu, la fel cum sunt privilegiile date de pensiile speciale, care, ați văzut dumneavoastră acum, guvernul și partidele noastre aflate la conducere sunt gata să facă orice ca să le păstreze, numai pentru ca să nu se pierdă niște privilegii. Deci, acești funcționari erau privilegiați de lege, cu vouchere de vacanță, după cum bugetarii în întregul lor primeau, aproape toți primeau vouchere de vacanță. Ei bine, săptămâna asta am asistat la un proiect de lege, la discutarea unui proiect de lege și discuțiile pe marginea unui proiect de lege, inițiat chiar la începuturi de un senator de Neamț. Nu mi-aduc aminte de la proiectul de lege al lui Ioan Munteanu pentru munteni, pentru cei de pe Valea Muntelui, păduri, terenuri, etc.,
un alt proiect, numai că ăsta se referă la întreaga țară a lui Eugen Țapu Nazare, privind acordarea de vouchere de vacanță pentru angajații din privat. Este un proiect de lege care, într-un fel, încearcă să facă dreptate. Cei din sectorul bugetar primeau vouchere de vacanță datorită impozitelor plătite de cei din sectorul privat. Bine, și din împrumuturile pe care le face statul, da? Practic, se luau bani din sectorul privat, se dădeau spre buget și acolo se cheltuiau pe vouchere de vacanță. Cei din sectorul privat plăteau, dar nu beneficiau. O să spuneți, păi, ce? Este la privat. Sunt cetățeni ai acestei țări care își plătesc taxele și impozitele. Sunt cetățeni de pe urma cărora se plătesc salariile bugetarilor. Nu este normal ca statul să întoarcă cumva acest favor. Ce interesant e altceva. Despre Eugen Țapu Nazare poți să spui foarte multe lucruri. Dar un lucru nu-l poți ocoli. N-a fost niciodată, nu spun PSD-ist, social-democrat, dar nici fesenist, nici PSD-ist, poate fesenist la începuturi, nu știu. Eugen Țapu Nazare a fost în PNCCD, dacă nu mă înșel, după care în PNL. Nu este un social-democrat. O să spune, bun, dar legea este într-un fel social-democrată. Nu, legea este una care repară o nedreptate. Interesant este că în jurul acestei idei a venit și PSD-ul normal, social-democrat, și UDMR-ul, și se consideră că este o lege care poate să dezvolte foarte mult sectorul Horeca. Pentru că eu consider că este una din legile foarte importante, promovate din Neamț și după aceea acum se speră să fie și aprobată legea pe toate palierele puterii, inclusiv de domnul Iohannis. Aici nu cred că am emoții, pentru că domnul Iohannis, în momentul în care citește cuvântul vacanță, semnează fără niciun fel, părerea mea, semnează fără niciun fel de problemă. Sunt curios dacă dânsul a primea și el voucher de vacanță, că împreună cu voucherele doamnei profesoare de la Sibiu rezolvau și ei un weekend undeva la o căbănuță din România. Deci, repet, pentru că mi se pare o lege importantă, am avut echipă în Parlament care a filmat dezbaterea din cadrul Senatului, dezbatere pe care o să vă rog cei care sunteți interesați să o urmăriți, pentru că eu zic că merită, mai ales cei din sectorul privat. O să dau drumul acestei înregistrări, vă spun la revedere, să ne vedem cu bine luni dimineața. Thank you.
parte, cred că e foarte benefic atât sistemului Horeca, cât și întregii legii economiei naționale. Sunt încântat și pentru că am participat din punct de vedere logistic la nașterea acestui proiect. Cred că este important ca cele de format să fie respectate astfel încât Consiliul să fie procesul și structurile aferente Senatului și al deputaților să treacă bine din punct de vedere juridic și constituțional. Aceste lucruri au fost din punctul meu de vedere realizate. Elementele de drept format fiind respectate tocmai și proiectul va avea o cale foarte, foarte directă spre promulgare. Așa cum și m-am obișnuit în Senat, ne mișcăm extrem de bine și suntem extrem de operativi, pentru că avem capacitatea și logistică și intelectuală de a decide ceea ce se vine și argumentele sunt pe măsura forțelor noastre și politice, dar și profesionale. Și vă asigur că de Senat va trece cât mai repede, urmând ca la Camera Deputaților, colegii noștri deputați, să se ocupe astfel încât procedurile să fie și acolo afectate, să zicem așa, în sens pozitiv, de celibitatea mecanismului decizional, să avem o lege cât mai repede aplicabilă, fiind o lege semn de convenientă pentru echilibrarea prestațiilor statului în ceea ce privește sistemul de stat și sistemul privat. Dezastra Ministerului de Finanțe, în principiu, niciodată nu este de acord atunci când umblăm asupra unor structuri de eforturile bugetare, de cheltuieli, de venituri, e o teză pe care ar trebui să o cam abandonăm. Pentru că Ministerul de Finanțe nu face nimic altceva decât pune în aplicare niște politici publice și nu numai. Și nu este o instituție de sine, ci este o instituție ancorată la un interes mai mare și general care se numește România în ansamblu. În această dezbatere sunt dialoguri cu Ministerul de Finanțe, pentru că economia e puțin mai complexă decât contabilitatea. Da? Asta auzi. Când am pus că legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2024, am pus-o tocmai ca să nu afectăm legea bugetului de stat pe 2023. Ca să nu se spună cu deficit, cu oprești, cu proiect. Estimarea mea pesimistă este că se vor crea minim 150.000 de noi locuri de muncă. Și aici, dacă punem, spre exemplu, 100.000 în astea 150.000, vorbind retribuite cu salariul mediu și 50.000 cu salariul între salariul minim și salariul mediu brut, faceți un calcul și vedeți că se recuperează mai bine de jumătate de miliardă din suma totală, numai direct, numai prin taxe și impozite de salariu. Istoria economică ne învață că atunci când regim fiscalitatea, cresc veniturile la buget. Și aici avem exemple nenumărate. În istoria României am avut TVA-urile 24% sau 22%. Când aveam 24%, încăsările erau de 10,8%. Cum am scăzut TVA-ul, azi avem încăsări de 12%. Dacă am scădea TVA-ul, de exemplu, la 17, să spunem, la 19, am avea încasări de 15%. Adică, în termen net, ar veni mult mai mulți bani la bugetul stat. La fel și la CRS, la FM și la impozitul pe venit, că azi Ministerul de Finanțe încasează 84% din CRS. Și întrebarea mea este, de ce nu încasează 100%? Pentru că taxele sunt foarte mari. M-a spus media în Uniunea Europeană e 26-27% pe cost fiscal și la noi numai ceea ce e 25%. Mulțumesc, domnului senator Țapă Razare, pentru acest proiect la care, cel puțin pentru mine, este o premieră, este primul proiect la care particip, care se treacă aceeași lungime de unde atât mediul decizional, cât și cel antreprenorial și cel sindical, pentru că toți am văzut corect scopul și efectele benefice ale acestui proiect. Dați-mi voie să încep prin a vă spun concerele de vacanță a cei care lucrează pentru statul român, cât și cei care lucrează în mediul privat. Al doilea lucru care
dacă țin bine, 40% din oameni nu merg în concediu. Pentru că nu au fost intens financiar. Și acești oameni trebuie să poată beneficia de relaxare în beneficiul societății, pentru că până la urmă crește inclusiv productivitatea la locul de muncă, să vorbim în termeni economici, ar fi căruia care poate să meargă în concediu. Dar aș vrea să mai facem un pas. Și aș vrea să profităm de discuția aceasta care să fie deschisă între noi și să o continuăm în ideea în care să vedem împreună cum putem să creștem calitatea serviciilor din turism și să ieftinim produsele. Pentru că ne uităm că, cel puțin așa spunea în presa de specialitate, 2 miliarde și jumătate de euro au cheltuit românii pentru turism în afara granițelor țării anul trecut. Haideți să ne imaginăm că jumătate din acești bani ar rămâne în România. Ați preluat atât de bine un proiect la care noi industriale venim de foarte mult timp, așa cum ați auzit de la colegul meu, actual președinte ANAR, el este într-un fel nașul acestui proiect, eu sunt nașa care atunci când a fost introdus în România acest sistem, a fost implementat cu succes, spunem noi, de atunci și până acum, acest sistem al circulației de vacanțe, era președinte ANAR, ne-a luat undeva spre 3 ani, spre 4 ani, dar cum așa, să convingem casa politică atunci și metodul decizional, dar iată că am reușit. Impactul și beneficiile pentru industria ospitalității din România, cred eu, nu mai au nevoie de alte argumente. Vreau să vă felicit în primul rând pentru că expunerea dumneavoastră de motive pe care noi am citit-o cu atenție cuprinde extrem de bine și de complex toate motivațiile, sau aproape toate motivațiile pe care noi le-am spus aici. Și cred că în numele tuturor colegilor mei trebuie să vă felicităm pentru că, într-adevăr, sunteți o parte extrem de implicată în acest moment în industria noastră, în problemele industriei noastre. Vorbeam cu senatorul în câteva minute despre faptul că sunt tarife mari de cazare în România sau prețuri mari de pachete de vacanță în România. Dar trebuie să ne uităm puțin în istorie. Această industrie nu a fost susținută și sprijinită. Această industrie a fost văduvită an la rând de atenția pe care statul român trebuia să o acorde și ceea ce a adus pandemia, din păcate, a spus și mai multe evidență și anume faptul că industria aceasta aproape că avea nevoie de supraviețuire. Da, să rămână și eu vă mulțumesc, vă dau perfect de dreptate tot ce a spus. Știți că și eu, ca și Radu Oprea, provenim din mediul antreprenorial și nu întâmplător considerăm că trebuie să facem un parteneriat adevărat și ușa mea și a domnului Radu Oprea vă e reușită, tot timpul deschisă spre a face un parteneriat adevărat și să promovăm inițiative legislative care vin de la dumneavoastră în colaborare cu oricând suntem deschiși fără niciun de problemă. Și revenim cu această schimbă de ajutor pentru noi, pentru să promovați interiorul dumneavoastră produsul agroalimentar românesc, ceea ce este produs în, și procesat în România, de materii prime de bază din România. Pentru că pe orizontal, cum bine spunea domnul președinte Tabu, putem ajuta și alte sectoare. Este esențial. Nu mai spun, ținând cont de deschidere de tot ceea ce, cum de vedere, cu ceea ce vorbim comune, astăzi se discută la Bruxelles, când vorbim de Green Deal, că vorbim de fapt confort, vorbim de elementul scurt de aprovizionare. Să promovăm produse locale, autohtone, că este un alt câștig al acestui program. În primul rând, așa o spunea și noi la Martin, de undeva de prin anul 2005-2006, încercam să facem acest sistem în România și exista niște momente favorabile, niște ferestre de oportunitate. Atunci a fost criza. Criza, dacă trebuie să spunem, haide să adoptăm o măsură în criză și voucher de vacanță, dar de un an făcut în 2009, se-am punea seama că ce trecea când avem voucher de vacanță în România. Iar ce trecea când avem voucher de vacanță. În 10 ani de zile s-a dublat numărul. Și pentru mine, subiect să știți, să aflăm că astăzi am depășit 20.
ce vă dar de avea cei de la trans? N-am mai luat în calcul, inclusiv orizontalele sunt nenumărate. Dacă stăm în detaliu, o să vedeți că sunt foarte, foarte mult de inclus. Doamna secretar general a adus vorba despre impactul acestor vocere prin care cetățenii acestei țări au început să redescopere România. Eu cred că a fost și un alt motiv pentru care cetățenii acestei țări au redescoperit România, a fost COVID. Deci, din acest punct de vedere, chiar putem să spunem că prin prisma acelei crize de sănătate publică, cumva cetățenii au fost forțați